Un tânăr în vârstă de 25 de ani din Brateiu este cercetat penal după ce a condus fără permis un vehicul nenmatriculat. Bărbatul a fost oprit de către polițiștii secției de poliție rurală Mediaș pe raza localității de domiciliu în timp ce conducea un moped. Din verificările efectuate a rezultat că acesta nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar mopedul este unul neînregistrat. Pe raza localității Brateiu, polițiștii secției de poliție rurală Mediaș au oprit pentru control un moped condus pe strada principală de către un localnic în vârstă de 25 de ani. Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat că bărbatul nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, iar mopedul este neînregistrat. În cauză, polițiștii au deschis un dosar în care se fac cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducerea pe drumurile publice, a unui autovehicul neînregistrat sau neînmatriculat.